Un thème foarte onorații astăzi de prezența domnului prim-ministru Ludovic Orban în uzinele noastre automobile Dacia de la Mioveni. Fără să mai așteptăm, îi dăm cuvântul. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Îi mulțumesc domnului președinte Christoph Dridi că mi-a adresat această invitație. De altfel, la vizita anterioară am promis că voi fi prezent când lansăm noul Logan și noul Sandero. Și am ținut neapărat să fiu prezent la lansarea, la prezentarea acestor noi modele extrem de interesante, care sunt rodul proiectanților din România, iar proiectarea acestor nouă modele s-a făcut în cea mai mare parte prin telemuncă, ceea ce este o noutate absolută. Le urez succes producătorilor de mașini de la Dacia cu aceste modele noi, dintre care deja sunt introduse în fabricație o parte și urmează să fie introduse o altă parte în fabricație. Aceste noi modele arată cât de mult contează cercetarea, proiectarea, arată dinamismul Dacia Renault, capacitatea de a genera noi modele și de a le lansa foarte repede pe piață. De asemenea, în discuțiile pe care le-am avut cu conducerea grupului Dacia Renault, am aflat numai vești bune, că se lucrează la deplină capacitate, ba chiar se lucrează și sâmbăta, că fabrica de aici, din Mioveni, este o fabrică care este capabilă să genereze produse competitive, care au cerere pe piață și care arată reziliența și capacitatea managementului de a putea fructifica toate oportunitățile, chiar în contextul unei crize economice provocate de pandemia de COVID. De asemenea, vreau să remarc măsurile remarcabile de protecție sanitară care sunt luate atât în fabrică, toate adaptările care au fost realizate într-o perioadă de timp extrem de scurtă și care permit să confere siguranță tuturor angajaților grupului Dacia Renault, un lucru demn de semnalat și de salutat. Mulțumesc! Și succes cu noile modele, domnule președinte! Merci beaucoup, monsieur le premier ministre. C'est toujours avec grande fierté que vous recevons ici à Dacia, et on espère vous revoir très bientôt et pour continuer le grand succès d'Automobile Dacia. Encore un grand merci, monsieur le premier ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, da. Una singură, sigur, vă ascult. Ciprian Maila de la Piața Presei. Aș dori să vă întreb, fiind aici la Dacia, Dacia este cel mai mare exportator al țării. Aici Dacia, dacă nu mă înșel eu, este cel mai mare angajator. Un pic mai departe, la 100 de kilometri, avem și Ford-ul. Deci suntem într-o zonă în care avem producția de automobile. Și acum vă întreb, atât la Dacia cât și la Ford, angajații sunt aduși pe calea rutieră. Din ce am văzut eu, exportul cel mai mare Dacia îl face tot pe calea rutieră. Nu considerați că ar trebui să revitalizăm transportul pe calea ferată în situația în care cea mai mare parte din rețea a fost deja refăcută? Mulțumesc! Cu siguranță trebuie asigurate toate tipurile de transport, atât transportul rutier cât și cel feroviar.
Și în acest sens chiar vom aloca resurse foarte importante atât pentru construcția de autostrăzi de drumuri expres, cât și pentru modernizarea tronsoanelor de cale ferată de pe principalele coridoare de transport. Vă mulțumesc! Bună ziua, domnule prim-ministru, Cătălin Deacu, Televiziunea Română. În primele 9 luni ale anului, producția de autoturisme în România a scăzut cu 14%, arată datele statistice. Aș dori să știu dacă în acest context guvernul pregătește stimulente pentru uzinele auto. Practic, noi am adoptat o serie de măsuri care au venit în sprijinul producției de autoturisme, de vehicule, de la măsurile, să spun, active de tip șomaj tehnic, iar acum programul flexibil de muncă, până la măsuri de stimulare a achiziției de automobile de tip programul Rabla și Rabla Plus. De asemenea, am adoptat și o schemă de ajutor de stat pentru credite pentru capital de lucru și credite de investiții pentru marile companii și, în general, suntem într-un dialog permanent cu Dacia Renault și cu Ford privitor la orice fel de măsuri de sprijin pe care le putem adopta, astfel încât să susținem acest sector vital al economiei românești. Bună ziua! Am trimis observator. Dacă îmi permiteți o întrebare pe un alt subiect. Vedem evoluția pandemiei. Vedem cifre îngrijorătoare, cât de aproape sau cât de departe suntem de un nou lockdown. Vedem că și în Europa tot mai multe țări anunță că vor intra din nou în stare de urgență. Mi s-a pus în mod frecvent această întrebare legată de starea de urgență. Noi am prevăzut un set de măsuri care se iau în funcție de rata de incidență, de indicele de răspândire al virusului, și în funcție de acești indici, noi adoptăm o serie de măsuri. Știți foarte bine că în București, de exemplu, și în alte orașe mari, cum este Cluj, cum este Iași, Târgu Mureș, s-au adoptat măsurile care sunt prevăzute în legislație și în hotărârea de guvern privitoare la prelungirea stării de alertă. Obligația portului măștii, inclusiv în spații deschise, derularea învățământului în sistem online, de asemenea închiderea anumitor tipuri de activități, teatre, cinematografe, restaurante, cafenele, sunt măsuri prevăzute tocmai pentru a reduce riscul de răspândire. Odată implementate aceste măsuri, avem convingerea că vom reduce numărul de persoane care se îmbolnăvesc. Mulțumesc, pentru Dacia aș vrea. Aș dori să adresez o întrebare și pentru directorul general de la Dacia, dacă se poate. Tot datele statistice arată că în luna septembrie uzina Dacia a avut o producție record. De altfel, este specific și pentru toată industria auto, un plus de 55%. Cum se explică această creștere în luna septembrie și ce măsuri veți lua până la finalul anului pentru a recupera pierderile de la începutul anului? Pot să răspund în franceză? Vă rog. Mulțumesc. Effectivement, depuis le mois de septembre, l'usine tourne à sa pleine capacité. Et comme l'a précisé Monsieur le Premier ministre, nous travaillons y compris les samedis, ce qui est une très bonne nouvelle. Vous savez qu'on a été obligé d'arrêter l'usine au moment du confinement, ce qui était normal. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès des véhicules Dacia? Je pense qu'ils répondent aux besoins de nos clients. Et que quand on répond aux besoins de nos clients, on arrive à vendre les véhicules. En particulier, je pense que les véhicules Dacia dans les versions GPL répondent parfaitement à l'attente de nos clients, puisqu'ils émettent moins de CO2, c'est 15 grammes de moins de CO2 au 100 km, ce qui est très bien,
Mais en plus, à la station essence, c'est moins cher. Le GPL, c'est moins cher que l'essence. Vous savez que la production des GPL de l'usine Dacia où nous sommes, elle était de 5% en 2019. Chins la suta. Acum este approximatif patruzec la suta. Et donc, nous allons continuer à répondre au mieux à nos clients. Et comme le précisait Monsieur le Premier ministre, à toujours nous battre pour rester compétitifs. Merci beaucoup. Merci. O ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, tocmai a venit buletinul informativ de la ora 13, vedem că sunt 4848 de cazuri. Ce puteți să ne spuneți? Vedem o explozie de cazuri, nu, cum am putea să scădem aceste cazuri și după aceste 14 zile, dacă avem o scădere sau, cum întreba colega mea mai devreme? Prin respectarea măsurilor de protecție sanitară. Așa cum am văzut, de exemplu, aici, măsuri extrem de riguroase și care sunt urmărite constant, aplicarea acestor măsuri este urmărită constant, practic depinde de fiecare dintre noi să se protejeze prin măsurile care sunt recomandate de autorități și evident pentru noi să punem în aplicare toate deciziile care reduc riscul de răspândire, care sunt prevăzute în legislația în vigoare. Inclusiv carantinarea unor zone? Cu siguranță. Deja s-au și luat decizii de carantinare a unor sate, a unor localități. Și când va fi necesară decizia de carantinare, o vom lua. Vă mulțumesc!